Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Timpul tău de părtășie cu Dumnezeu, partea a treia. Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune. Luca, capitolul 6, versetul 12. De ce ai nevoie de un timp de părtășie cu Dumnezeu în fiecare zi? Pentru că Domnul Iisus a avut nevoie, iar El este exemplul tău. Citim în Marcu, la capitolul 1, versetul 35, pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. În realitate, noi ne facem timp pentru ceea ce prețuim cel mai mult, pentru oamenii pe care îi iubim cel mai mult, pentru cele mai însemnate priorități și pentru ceea ce ne oferă satisfacțiile cele mai mari. Să remarcăm că Domnul Iisus se ruga adesea în public. De ce? Pentru că El deja se rugase și mult înainte de a ajunge acolo. El își strângea rezerve în fiecare dimineață pentru a avea de unde să ia pe parcursul întregii zile. Cu cât devenea mai ocupat, cu atât se ruga mai mult. Știa El ceva ce noi nu știm? Domnului Iisus nu i-a fost greu să aleagă între agenda poporului și voia Tatălui Său. Citim în Ioan, la capitolul 5, versetul 30, Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Am încheiat citatul. De ce uneori liderii spirituali au parte de eșec? Pentru că se lasă acaparați de lucrarea Domnului și își neglijează relația cu El. De-a lungul istoriei, toți cei care au fost folosiți de Dumnezeu au fost oameni ai rugăciunii. Martin Luther a spus fraza care a făcut istorie, Am atâtea de făcut încât trebuie să petrec primele 3 ore ale fiecarei zile în rugăciune. Activitatea fără oprire te va secătui și te va face vulnerabil la atacurile diavolului. Mi-a atras atenția anunțul de la vizierul unei biserici. 7 zile fără rugăciune produc un creștin slab. Deci cu cât devii mai ocupat, cu atât mai mult timp trebuie să petreci cu Dumnezeu. Mai simplu spus, dacă ești prea ocupat ca să ai un timp de părtășie cu Dumnezeu, atunci chiar că ești prea ocupat.